Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-a atras următorul titlu. Sunt titluri care, cum să spun, pe care le simțim de la distanță, cum simți așa parfumul de tocăniță la cuptor. Venind pe casa scării. Lăsată să scadă frumos așa și cu un parfum de usturoi, îl simți, nene, te duci în direcția aia de la depărtare. Știi? Sunt parfumuri, așa și cu titlurile. Sunt titluri, mă, numai un cuvânt, dacă vezi și pac, ne oprim și citim mai departe. Festival al rețetelor vechi de mâncare la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Deci, sună încurajator pentru animalul din noi. O festival de rețete vechi de mâncare la Facultatea Veterinară, de ce să nu încerci? Adică direct m-aș duce, cum să nu? Felurile de mâncare au fost preparate de studenți. Aici sună... Da, și aici te aștept să fie pâine cu salam. Da, parizer. Sau crembuși fierți. Submarine. Dar stai să vezi că situația este mult mai complicată. Competiția jurizată de gastronomi național și planul este... Se face de mai mulți ani chestia asta, înțeleg? Și planul e ca unele preparate, după ce sunt testate, aranjate, mirosite, gustate, certificate național și pot fi certificate inclusiv european. Și ideea este să ajungă în restaurante și unele dintre ele cică chiar ajung în restaurante. Și avem mai multe preparate. De exemplu, ceaunul tradițional de miel din Sibiu. Una din principalele atracții la Festivalul Alimentelor Tradiționale. Și m-am apucat să cercetez care o fi chestia cu ceaunul tradițional de miel și înțeleg, dar să mă corecteze sibienii și clujenii și studenții de la Facultatea Veterinară din Cluj dacă greșesc, că nu se pune doar miel os, cum ar fi treaba, ci se adaugă printre multe alte chestii, nu? Legume, apă, vin, ce mai pui tu acolo? Uh-huh. Mirodenii, ardei iute și așa mai departe, mai pui și costiță de porc afumată. Ce-i adus cap? Înțelegi? Și se fierbe la foc de lemn, care dă un anumit gust prea bine, până când cade carne de pe oase. Și este o tocană scăzută de miel cu costiță de porc și toate celelalte, bulion. Ce se mai pune? Mă rog, interesant, boia? Da. O studentă, pe nume Sorana, să română, a făcut mămăliguță cu zămuță. O rețetă veche de peste 100 de ani din comuna Bănișor, județul Sălaj. Care, iată, este certificat documentar, județul Sălaj, asta spun, și prin această rețetă. Faptul că există o rețetă din comuna Bănișor, județul Sălaj, demonstrează că există județul Sălaj. E o discuție mai veche, Luca nu știe, e pe ceva pe net. Bun. Eu la zămuță voiam să mă... Sorana Salontai, studentă. Diferit este cam totul. Rețeta constă în fierberea puiului în lapte. Lapte cu usturoi. Iar după aceea se face un rântaș, o îngroșeală cu smântână cât mai grasă cu făină. Și după aceea se construiește ceva. Păi asta e zămuța. Așa, și mămăliga. Mămăliga cred că se face clasic. Vă fac eu dacă vreți. Da. Eu mă așteptam da. Că face o supă da. Și după aia în supă, în supa strecurată clară, face mămăliga, știi? Ai, adică mă, folosește mă. Supă pe păs de apă. Hai mă, pleacă de aici. Poți să ai putea să încerci. Dar nu, să sigur. Există un tip de mămăligă bucovineană care este cu jumate piure foarte apos de cartofi și jumate mălai. Mm-hmm. Știi? Adică fierbi niște cartofi, doi cartofi în apă, să zicem. Și ei când s-au fiert, îi pasezi. Se da. Face așa, ca un piure foarte apos. Și în ăla pui mălai. Deci mămăligă cu cartofi, cum e pâinea cu cartofi. Da, 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 pâinea da. Aia de mănânci o felie și iei un chil. Mm-hmm. Nu știu cum se întâmplă. Așa cred că eu nu mănânc de aia. Ia să încerci. Să vezi ce bune. Dar ideea de a fierbe un pui în lapte cu usturoi e bună. Este de încercat, prietene. Da. E un fel de cum e supa tailandeză cu lapte de cocos, doar că ăsta e cu lapte de da. Vacă. Mai avem pogăcele cu jumări, plăcintă dobrogeană sau bulgări de zăpadă. Nu știu cum este cu bulgări de zăpadă. Buldonești, cum să nu știm? Nu știu. Sunt din albuși. Da. Ca la laptele de pasăre. Ceva dulce? Da. Nu mă interesează. Au venit mulți turiști străini. Tu îți dai seama, turiștii străini, când vin, e unul care zice, e prima dată când vin aici, n-am știut că România are atât de multă mâncare tradițională, este nemaipomenit. Nu mai plec. Deci tu-ți imaginezi când vin englezii, de exemplu, care pentru care culmea rafinamentului culinar fasole. Sunt cremvurști fierți cu fasole. No, da. Fish and chips. Sau fish and chips. Procedura concursului impune dovezi de minimum 30 de ani de tradiționalitate, adică să ai dovezi că făcea cel puțin bunicul. Dar sunt prezentate și rețete sau produse locale care vin cu dovezi de peste 100 de ani.
rețetă de la străbunica, înțelegi? Și vine omul și reface chestia asta. Festivalul, cum spuneam, nu e la prima ediție. În fiecare an câteva rețete au fost selectate și au ajuns în restaurante. Și facem un apel pe această cale, pe WhatsApp, 0728 3132. Dacă există mâncăruri care au fost la festivalul tradițional de mâncare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și au ajuns în restaurante, să ne spune și nouă la ce restaurant și cum se cheamă, că noi ne notăm și nu uităm. Cioc, cioc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.